e luni. Bine ați venit în vlogul de astăzi. E luni, o mici mai greu. La spitalul de nebuni. Nu prea se vede încolo, dar sunt foarte multe ciori. Extrem de multe, sunt două stoluri imense, unul acolo și unul acolo. Și unul acolo. Motorul era foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Am studiat, ne-a atras atenția acest restaurant. În fiecare seară când trecem pe aici, în tot weekend, gen vineri, sâmbătă, joi, ceva. Sunt tot timpul oameni eleganți, așa, la costum, la de-astea. Am presupus că e un loc destul de scump și chiar este, adică, na. Cel mai ieftin fel de mâncare care 50 de lei sau ceva gen. Da, dar era un aperitiv. Dar erau numai chestii high class, adică nu te joci. Homari, chestii, trestii. Uite ce de rulot aici. Deci mi-am luat o înghețată de fiori de lece. Fiori de latte. De latte. Și ai gust de, ai gust de lapte par. Gata să gușăm pe seama cu ea. Nu? Mie nu-mi place laptele, deci. Nu, foarte bună. Mamă, ce mașină! Vreau să zic doar că una bucată clană în scenă și lapte în bar. N-am fost nicăieri să mâncăm sau să bem chestii. Am mâncat înghețata aia și ne-a fost de ajuns. Dar ne-am plimbat așa lejer la pas. N-am evaluat șansele pe care le avem la Webstock vinerea viitoare, asta devine acum. Doamnește! Ce fac, mă, eu? Îmi bag Adidas și în congelator. Explică puțin situația și... Deci situația este următoare. Pe mine, absolut orice încălțăminte, dar absolut orice încălțăminte și o pereche de șlap mă bate. Și pentru că Adidas ăștia sunt noi, pentru că m-am săturat de fiecare dată să am degetele de la picioare umflate până se lasă încălțămintea, am căutat pe internet cum pot să fac să se lase Adidas. Și am căutat pe internet și se pare că... Ei umplu cu apă. Da, am pus niște pungi de alea de la Ikea cu zip. Le-am pus apă, apa la congelator își mărește volumul și stau și să-l, știi? Bă, mamă, să nu-i strici. Nu-i stric, mă, ce ai? Am mai făcut așa, cu o pereche de pantofi, nu s-au stricat. Eu alții nu-i mai iau. Să fim de acord, da? Da, măi, ghiule, ce ai? N-ai ce să se strici la ei. Sasha, tu ce crezi, tati? Tu ce părere ai despre această situație? Mă gândeam eu. E bine, eu cu Sasha suntem de aceeași părere. Ce? Părerea noastră, nu o divulgăm. Neața, eu editez vlogul acum înainte să plec la muncă. Și în încheierea lui, trebuie să aleg câștigătorul cursei de tuns. Pe fanpage care o avem aici, copy-paste, identify winners. Doamne și domnule, câștigătorul este Marius Daniel Vlăsceanu, care a zis Marius, care zice că urește să dea cu mătura, cu aspiratorul e ok. Hai să și casez cu tura. Ia să vedem dacă Marius Daniel a dat share. Marius Dani. A dat și share, public. Marius Daniel, aștept de la tine un mesaj privat cu fie adresa ta la care să-ți trimit această trusă tuns, fie cu detaliile când poți ajunge unde lucrez eu, în Iorga 13, ca să ți-o înmânesc personal, să dăm noroc. Concurs rapid. Ați văzut că am făcut un sketch. De fapt am reciclat un sketch pe care l-am făcut săptămâna trecută, l-am făcut la începutul verii. Dar de data asta l-am pus în formatul pătrat, am pus subțitare și i-am mai făcut vânt o dată, pentru că nu am avut inspirația să facem un sketch săptămâna asta, dar am avut inspirația să reciclăm pe celălalt. Așadar, ce trebuie să faceți? Să dați share public la sketch-ul de pe Facebook, cel în format pătrat cu text pe el. Dați share public
ca eu să pot să văd, cum am văzut acum că, de exemplu, Marius a dat share, și să comentați la acest vlog care este pus pe Facebook, nu la cele pe YouTube. Ați văzut în comentarii, tot în descriere aveți dă share aici, deci dați share la linkul respectiv, comentează aici, comentați, apăsați pe click pe linkul respectiv și comentați acolo. Dacă scrie doar comentați aici, înseamnă că sunteți în locul potrivit, adică pe Facebook. Premiul este această trusă pe care am primit-o acum ceva timp de la F64. Este o trusă de picnic. Cuțite, forculițe, cel mai important instrument din această trusă de picnic este evident tierbușonul și desfăcătorul de bere. Toți știm că asta este. Este o groază de chestii mișto aici. Farfurie. Deci, o trusă de picnic ideală pentru maieștrii grătaragii care mă urmăresc pe mine. Share, comentați. În comentarii trebuie să scrieți care este numărul minim de poze pe care îl faceți fie atunci când vă faceți un selfie ca să aveți de unde alege, fie atunci când îi faceți o poză iubitei voastre, care este numărul minim de poze. Ca să ne distrăm și noi. Acesta a fost vlogul de azi. Vă mulțumesc pentru atenție. Pupici! Ionescu, ai ceva de completat? Și că nu. Să și care. Să scari până de pe aia.